Punctul de lucru al ISU Giurgiu de la Călugăreni va funcționa cu autospecială de stins incendii, cu modul de descarcerare și prim ajutor, care va fi dislocată de la detașamentul de pompieri Giurgiu. Înființarea acestui punct de lucru este unul dintre obiectivele pe care inspectoratul și l-a propus în programul pentru acest an. Va fi o autospecială de ultimă generație acolo. Vom asigura și primul ajutor printr-o autospecială Smurt. Vom asigura și descarcerarea pe DN5. Știți că cel puțin în perioada estivală este foarte frecventat acest drum european. Sperăm să nu fie nevoie de intervenția noastră și să ținem mașina în garaj, dar vom oferi un timp de răspuns foarte scurt la accidentele rutiere care se vor produce pe DN5. Spațiul în care va funcționa punctul de lucru este pus la dispoziție spre folosință gratuită de Primăria Comunei Călugăreni, care va asigura și cheltuielile de întreținere ale acestuia. Conducerea inspectoratului întreprinde demersurile necesare ca în perioada următoare să fie operaționalizată și o substație Smurt în cadrul acestui punct de lucru.